În vlogul de astăzi vedeți cum s-a transformat într-un paradis cea mai grea și extenuantă supraviețuire din Delta Dunării. Bun, hai să începem de la început. În fiecare an, împreună cu prietenii mei, facem o băiețeală de câteva zile în Delta. Doar că anul ăsta m-am gândit să organizez ceva la cu totul alt nivel. În primul rând, să-i chinui pe băieți pe cel mai lung traseu de până acum, oricum voi patru plec, cel mai greu și mai obositor, dar care să culmineze la final într-o surpriză prin care să zică: da, s-a meritat! Așa că am pus la cale cu toate soțiile o întâlnire surpriză pentru băieți, un contrast total față de zilele anterioare. O mini lună de miere de câteva zile. Hei, asta va fi cea mai tare surpriză pe care am organizat vreodată pentru cineva. Nu este pentru familia mea, dar este pentru prietenii mei și a Sarei și a familiei noastre, bineînțeles. Și a ieșit genial, trebuie să rămâneți până la final. Uite, acum eram cu băieții și vorbeam despre o chestie, că am vâslit mult prea mult, sau cel puțin ei se plâng de chestia asta, că au vâslit mult prea mult și cumva a fost, hei, ruptura asta și n-am avut suficient timp ca să ne bucurăm și să ne relaxăm. Și ar fi vrut să stea frumos, gen mai la piscină, mai la alea, știi? Au îmbătrânit băieții. Să-l convingem pe Paul să mai stăm o zi cu cortul și acolo pe nisip. Facem un foc, mai stăm la mare o zi și plecăm mâine dimineață. Toată cursa asta a trebuit organizată în așa fel încât să încheiem la Sfântul Gheorghe, pentru că aici trebuia să ajungem toți băieții, iar aici trebuia să fie întâlnirea noastră la Green Village, iar camparea să o avem la Green Dolphin. Green Village și Green Dolphin sunt cam unul și același lucru, numai că Green Dolphin este varianta de camping, iar Green Village este varianta de bungalow, hotel premium, să-i spunem așa. Poți să stai în amândouă și să ai parte de ambele servicii, dar în fine o să vă explic asta mai târziu. Noi mergem după Google Maps, numai că fotografiile de Google Maps au fost făcute acum câțiva ani și e total diferit cum arată azi față de cum arăta acum câțiva ani. No. Și acum suntem într-un loc în care pute foarte rău apârț. Dacă observați, iese așa un... sunt așa bule care ies. Trebuie să fiu sincer că mă simt ca într-o fosă de toaletă. Clocotește ea caca. Tu vezi cum, bolborosește ea sulf. A caca, miroase groaznic. Nu vă puteți imagina cât de groaznic pute. Deci ia uite, este pur și simplu prin mol. Ia uite. Unde îi dați băieții? Deci băieții habar nu au de nimic. Băieții, în afară de Paul. O să fie o mega surpriză. Abia aștept să le văd reacția. Pentru că mâine dimineață la ora 7, la ora 6 jumate de fapt, e plecarea fetelor. A trebuit să vină Barky, da, colegul nostru care a venit acum în Delta cu noi. Trebuie să-l ține un pic mai pe mijlocul canalului. El suferă de maloforbie. Adică de frică de mal. Mă gândeam că anul viitor poate să facem o gașcă mult mai mare, să mai luăm și alți prieteni. Fiecare mai avem încă 2-3 prieteni, 4 sau verișori și așa, care ne tot zic în fiecare an: bă, nu putem să venim și noi. Și ne gândim că poate de anul viitor să fim mai mulți și acum, na, reflectăm să vedem. Apropo de canal, dacă nu ești abonat la canalul Familia Mateș, dați un subscribe și apăsați pe clopoțel să primiți notificări de fiecare dată când postăm. Am pregătit și bagajele. Am vrut să-i facem o surpriză lui Paul. O farsă, de fapt, că n-am avut cum să facem o surpriză plăcută. I-am făcut o farsă și am spus că nu mai ajungem la destinația atunci când trebuie. Adică nu mai ajungem la... că trebuia la barcă la 5:30 trebuia să fim și am zis că întârziem 2 ore și nu avem cum. Ne-am gândit cum să-l surprindem și pe el și săracul este foarte trist și parcă mă doare stomacul așa vreodată să ajungem la destinație ca să-i arătăm poză că suntem în barcă și că suntem serioase. Și că suntem serioase, exact. Ce e un lucru frumos fără o farsă bună. Practic noi am ajuns cu o oră înainte aproape. Deci suntem foarte în timp, ne-am și distrat, am făcut pipi și de 100 de ori. Adică... Puntuale. Da. Uite ce mesaj, ia uite. Sara, dar cum să mă suni abia acum că voi sunteți în întârziere? Asta serios, că e un fel de inadmisibil.
Ia uite, și până la urmă, asta să nu ajungeți. V-am făcut programul la copii. Trebuia doar să faceți ce v-am spus. Hai, întârziere, jumătate de oră, Paul. Dar întârziere două ore. E bătaie de joc. Paul, da. Mai e supărat? Ce? Mai ești supărat? Păi normal că sunt supărat, că ți-am explicat de ce sunt supărat, normal. A fost o farsă! Yeah! Suntem aici în parcare! No. Serios, zici, chiar mă întrebam, zic, bă, frate, eu înțeleg că bărbații sunt supunori pe femeile. Da, abia așteptăm să vedem reacția soților noștri. Sara și fetele erau deja la Green Dolphin și la Green Village. Cu o zi înainte să fie ziua noastră de întâlnire, ele deja s-au acomodat, s-au relaxat, au stat la piscină, s-au simțit bine și absolut tot și așa și așa. Dar acum trebuia să fie ziua întâlnirii, ziua cea mare. Unde credeți că m-am cazat? Fix, am nimerit fix la căsuța plină de fertilitate. Sau vrei să îi băgăm în căsuță? Îi băgăm în căsuță? Am glumit. Haideți, veterani, dați bătaie! Iată-ne pe ultimii 12 kilometri, care au fost foarte grei. Am decis să venim pe Dunăre la final, cumva crezând că nu vor fi curenți și că nu va bătea vântul și că va fi o zi liniștită. Dar astăzi a fost o zi nasoală pentru ca noi, așa că ultimii kilometri au fost groaznici. Da, mă, că am ajuns. Mamă, trebuie, sunt chiar curios câți kilometri am băgat până aici. 27. Bravo. 27 zici tu? Zic eu, da. 27 azi. Fost, să vedem de la Murighiori. 31. 31 de kilometri doar azi. 7 ore am băgat. Mamă. Ieri am băgat 16, vin 47. Prima zi 21. Și prima zi 21, 68. Mamă! Octavos că nu mai vine anul viitor. Da. Eu îmi dau demisia. Eu nu mai pot. Băieții nu știu absolut nimic. Nimic. Bănuiesc. Da? Expediția noastră de supraviețuire, bineînțeles că nu e supraviețuire de aia că murim de foame. Așa, noi fiind băieți de ăștia de oraș, când venim aici și stăm cu cortul și mâncăm pește și ne gătim, mi se pare că e mare supraviețuire. Dar suntem ok, știi? Topicul acestei întâlniri a fost de bărbat, soț și tată. Bineînțeles că am avut discuții de toate felurile, dar am încercat să ținem cât de mult am putut discuțiile în zona asta. Ne-am încurajat, ne-am mustrat unul pe altul, am fost vulnerabil unul cu altul și asta a fost foarte fain pentru că am încercat să fim de ajutor și am încercat să privim cum Biblia ne vrea să fim niște bărbați adevărați, niște soți adevărați și niște tați adevărați. Cristi m-a ajutat foarte mult psihic și m-a motivat și m-a liniștit când erau valuri. Și am învățat prietenii la să înțeleg la modul practic că frica nu e de la Dumnezeu. Bravo! Frică. Nu doar așa ca teorie, ci da. Chiar n-avea rost. Eram acolo, aia era situația, trebuia să o înfrunt. Sunt atât de impresionată de reacția lui Cosmin. El crede că tu ești la lucru, că n-ai cum să-ți iei liber. Eu n-abia aștept just super excited. Pentru că ei nu știu ce îi așteaptă. Abia aștept să le văd reacția. Nu se așteaptă deloc și abia aștept să văd cum reacționează. Dar zi, ai emoții? Uite, mi-e întrebă un pic mâine. Ce crezi? E mare surpriză. Nu suntem prea departe pentru că Paul o să-i aduc aici și noi o să ieșim, știi? Uite, nu... Aici o să-i aduc, aici. Paul știe, eu mă bucur de bucuria voastră și o să mă uit la fiecare dintre băieți și la voi. Dar zi, cine crezi că o să fie cel mai emoționat? Eu cred că Danila și Mirel. Și Mirel. Mirel și Liviu. Și Octav. Deci alții mai bănuiesc așa, bănuiesc că... Cine că Cosmin nu bănuiește nimic? Nu bănuiește nimeni nimic. Asta e tare rău. Ia uite. Simt că se mișcă pământul cu mine. Ai rău de uscat. O să filmăm, te rog, nu mai trece pe aici, că filmăm acum, ok? Unde? Pune-o! 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 Pune
Care-i treaba? Noi am intrat în Green Village îmbrăcați așa, puțin groaznic. Iată cum arată. Nu, se, nu ne prea potrivim un peisaj. Mai e puțin, mai e puțin. Marcel, prietenul nostru barcagiul, el lucrează aici și venim să-i lăsăm lada. Ca să aibă sens punctul de întâlnire la Green Village, a trebuit să avem un alibi. Marcel! Și uite, acum m-a ajutat să fac o surpriză la băieți. Ei nu știu că noi am adus surpriză, pește. Chiar e surpriză, dar avem... eu asta merg să duc la marinela. Eu nu știam că tu ești aici. Mamă, cola! Așa că am zis, bă, trebuie să înapoiem lada frigorifică pe care am luat-o cu o zi înainte de la Marcel, să o ducem împreună toți, lăsăm aici caiacele și după aia mergem undeva până la mare, bem și noi ceva rece, mâncăm ceva și după aia plecăm la drum spre casă. Dar aici era punctul de întâlnire. Încă o dată vă spun că băieții nu știau absolut nimic, nu știau ce îi așteaptă. Oleu, oleu, oleu! Cum arăți și cum arăt eu. Păi mi-e rușine, iubi, să stau așa lângă tine, trebuie să mă spăl. Ce, bă, cea mai tare surpriză. Bă, ce fain. Eu îi ziceam să nu mi-am în brațe, că sunt murdar și să nu mă urmăresc. Nu vreau să nu mă urmăresc. Cum ar fi să, veri, să vină fetele? Bă, am zis, bă! Deci de te așteptai? A? Te așteptai? Bă, nu cred, bă! Ai copt-o de data asta! Stai că îmi tremură, îmi tremură mâna, sunt așa? Ce fai! Că mi-ai mers la lacrimile! Bravo, mamă, ce ai făcut, bravo! Ce fain! Ce bun! Aaaa, surprins, ești! Sunt foarte emoționat! A plâns! Pe Mati a plâns! Foarte emotiv! Mare, dar emoționat! Ei, vărul meu cel mișto! Momentul a fost super, super, super emoționant! Fost super emoționant! Când am văzut lacrimi în ochi la Danila, am fost așa... Eram gen... What? Ce tare, tare, tare e. E foarte tare. Bă, pot să zic că s-a meritat. A zis că s-a meritat. Asta este pentru tine. Mersi. Asta este pentru tine. Mult a fost. Delta 4 Liviu, îți mulțumim foarte mult, prietenul nostru Liviu. O să vă las în descriere linkul lui, să vedeți ce talentat e și ce chestii faine face. Vestea este că vom pleca de aici doar vineri. Yeah! Deci mai stăm încă 29. Mai stăm. Da. Zis că mai stăm. Băi, cred că mâine că tu ai concert. Nu cred. Stai, mă, Octav cu Eva sunt sigur care trebuie să plece mâine. Da. A, și voi plecați mâine. Dar oricum, oricum voi patru plecați mâine. Restul rămânem. Este o atmosferă foarte faină, putem înconjurați de toți prietenii noștri și cu multă, multă iubire în jur. Dar de acum vreau să-l am pentru mine pe Paul, așa că... Era fain să am și eu parte de surpriza asta și mi-ar fi plăcut foarte mult. Dar vă spun sincer că mă simt mult, mult, mult mai bine că am putut eu să organizez asta prietenilor mei. Să-ți vezi prietenii atâta de surprinși și de emoționați și de bucuroși până la lacrimi, chiar este un sentiment mult mai tare decât dacă ai primit tu ceva. Asta e foarte tare. Poate vă dau și voi idee să vă organizați ceva de surpriză pentru familia voastră sau pentru iubit. Nu trebuie să fie în 20 de inși, poate să fie și în 2, știi? Sau poate un prieten sau o prietenă, dacă ești mai mic, ai un prieten și vrei să-i faci o surpriză și e la fel de fain. Da.
tone, zice. Mamă, ia uitați ce cârd aici. Ia uite cât suntem. Haideți acum fiecare băiat să vă facă turul canoei. Să vă explicăm cum mâncăm, cum trăim, cum ne gătim, cum funcționăm. Ce să facem? Deci cu gunoiul ăsta aici. Păi, care? Asta. Aici, aici e cutia în care îmi țin eu toate chestiile de filmat. Wow! Și ce vrei să în față? Eu stau aici în față. Zici că sunteți homeless. Wow. Uite așa. Ce asta este aia? Permisul, da? Pot să beau apă de oriunde. Da? Da? Asta e un kit de supraviețuire. Wow. Îl bagi în apă asta și... Asta din America, e de la, da, de la Cristi. Avem aici troșcoleta de bagaje. Ca la nuntă sau ca la înmormântare, cu alai. Haideți, după drig. Pe la Iuliane. Ce ai filmat? Avem și noi astăzi o viluță. Da. Deci aici este Green Dolphin, care este fix lângă Green Village. Cumva Green Dolphin este sora mai mică a lui Green Village, știi? Dar poți să stai aici în zona de camping, poți să vii cu cortul, dar noi astăzi o să stăm la căsuță. Fiecare cuplu are câte o căsuță din asta, un bungalow din ăsta de stuf. Aici stau căței și atunci aia e căsuța noastră. A, ce tare! Înțelegi? Aici, uite! Noi avem pui și acasă și în vacanță. Exact! Ia, aici? Bun! Păi spațioasă! Apropo, nimeni nu știe că mâine vom avea o plimbare cu barca cu altă surpriză. Ăsta este Paul cel real, care o să trebuiască să intre la baie și să-l facem în cel Paul cel spălat. Hai. Nu știți cum miroase. Ce bine vă simt! Ce de oameni! Parcă este o nuntă! Este super la nunta noastră de argint! Da, deci noi avem 16 ani de căsătorie anul ăsta, voi și mergem voi? La 14! 14! 10! 9! 9! 15! 15! Și 2 luni! 10! Și o lună! Deci avem? 4 ani și 14 luni! Yeah. 6 ani și 5 zile! Maaa! Danile? 26 și 3 luni! Wow! Despre asta era vorba, chiar asta vreau să subliniez. Toată lumea, deci toate familiile care ne-am adunat astăzi au trecut prin diverse situații și s-a dovedit că familiile și relația nu se aruncă, nu se ia de la început, nu se consumă, ci se repară și se construiește, se pune... Poate uneori ai nevoie să dărâm totul și să ajungi la temelie, după care să construiești iar. Și temelia noastră e Dumnezeu, a tuturor de aici. Și asta este minunat și vedem mâna Lui și cum El strălucește în tot. Avem o masă toți împreună acum și este fain. Vom mânca ciorbă de pește pentru că suntem în Dunăre și totul este despre pește. Și vom avea și fructe de mare și încă ceva, nu știu. E fain că o să avem toți masa asta împreună. Hai să ne rugăm și să mâncăm. Mulțumim, Doamne, pentru harul Tău, mulțumim că ne-ai păzit, ne-ai ocrotit. Mulțumim, Doamne, pentru... Eram extenuați după drum, lihniți de foame, așa că am stat foarte fain, toți la masă, am mâncat ceva fain. Foarte bună ciorba. Cel mai bun șef bucătar. Cel mai bun? Cel mai bun, da, cel mai bun. Mulțumim frumos, este extraordinar. Vali, zi un pic de mâncare. Cum e? Nu pot să mint așa pe față. Deci mâncarea este extraordinară, doar că el vede de asta m-a pus lângă el să mănânc două porți, știi? Liviu, zi tu cum e, că tu ești peșcangiu. Foarte bun, excelent. Love is love. Love is love. Adică, suntem cu Scoica și cu Ionuț de la Green Village. Noi stăm la Green Dolphin, după cum vă ziceam, dar masa aia specială ca la nuntă o avem aici. Băieți, mulțumim foarte mult. Pe mine m-ați nimerit maxim. Cea mai adică, bună tocăniță de fructe, da? De mare din România. Mamă. Sună deșnița. O supermitate. Ia uitați. La uitați. Oho! Asta e
Pentru toți de aici. Nu, 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 fiecare are câte una. Am o rugăminte mare. Mâine dimineață putem să ne asigurăm că la 8 și un sfert suntem toți la micul dejun? Nu. Da. Nu, la 8 jumate, la 8 jumate. Deci n-am scăpat de orele astea, bă. Suntem toți la micul dejun la 8 jumate? Da. Fetele, multe dintre ele, nu știu ce înseamnă exact Delta Dunării și dacă vii doar pe canal aici, pe Delta, nu ai o experiență cu adevărat de Delta Dunării. Știi cumva să vezi, să vezi ce înseamnă balta, să vezi ce înseamnă stuful, păsările, peștii, știi? Și a fost foarte faină că am avut experiența asta împreună cu Marcel, care este un vorbăreț extraordinar, îți povestește, te bagă în filmul ăla acolo, încât te transpui total în viața lui. Avem o surpriză acum și pentru fete. Trebuie să vadă și fetele Delta. Așa că băieților, hai să le arătăm cam pe unde ne plimbăm noi și prin ce boschet dormim. Bine ați venit, bună dragilor! Ziua, domnul capitan! Să rămână doar un... Ziua bună, să trăiți în Florin! Mulțumesc și respect! Deci acum domnul Marcel ne povestește despre toate păsările care există aici. Ne arată, știe toate denumirile. Eu nu știu cum le știe, că mie mi se par aproape identice. Adică ciocul acela roșu și vedem un punctuleț în depărtare. Deci băieții treceau pe aici prin iarba asta și după aia prin toată chestia aia de deasupra. N-aș intra aici nici în glumă, nici într-un vis. Dacă e într-un vis, cred că mă trezesc instant. Oho, ce viteză! 60 la oră avem! Wow, ce tare pare! Sfântul Gheorghe este și aproape de mare, este la 4 km de mare. Îți dai seama că dacă vrei să vii până în Delta și vrei să ai totuși și experiența de mare, mergi puțin, ai niște trocariciuri de-astea care te transportă până acolo și da, filmezi aici ceva pentru vlog. Pa, pa, hai că vin imediat. Bine, ceau. Să știți că nu am filmat foarte multe chestii ce s-au întâmplat aici, adică vlogul este lung deja, dar s-au întâmplat mult mai multe chestii, am avut timp foarte fain împreună. Imediat vorbesc și revin. Ia uitați-vă acum ce urmează. Auziți, mergem la plajă, după cum am stabilit, să mergem și la mare. Mergem? A fost un timp super fain, super, super, super fain. Mă bucur foarte tare că împreună cu Sara am putut să punem la cale toată surpriza asta. Ne simțim onorați să avem așa prieteni și așa oameni lângă noi. Și mă bucur că am putut să trăim toți în iubire și prietenie pentru câteva zile, știi? A fost super fain. A fost foarte complicat de organizat și sincronizat 20 de persoane, fiecare cu responsabilități, locuri de muncă sau cu angajați, unii cu copii mici sau mai mari. A fost pur și simplu un miracol că a ieșit totul după cum am plănuit și ne-a ieșit surpriza. Doi din băieți știau oarecum că vor veni fetele, nu aveau cum să le organizeze soțiile agenda, dar m-au lăsat să cred până la final că au fost surprinși și le mulțumesc pentru asta. Fetelor, vă mulțumesc și vouă pentru ajutor. Nu uitați să te abonezi, fă parte și tu din familia noastră extinsă și ne revedem în curând acasă. Pa!